Wow, ce papușă frumoasă! Da, da. Văd, prietena mea, cât de bine că am venit la tine. Tu azi nu ai fost la școală. Tu știi ce s-a întâmplat azi la școală? Nu. Ia ghicește, pe cine l-au ales pe coperta jurnalului? Pe tine? Pe mine? Nu. Dar nici cine? Pe mine, nici pe tine. Uite pe cine, pe prietenul nostru Andrei, tu-ți închipui. Andrei? Da, ca cel mai inteligent, ca cel mai frumos, ca cel mai deștept băiet din clasă. Fu, fu, fu. În jurnal cu haine. Ce? Da, cu hainele cele mai frumoase. Vai de mine. Eu sunt șocată, da cum eu? Așa? Da eu? Ți închipă, prietenul nostru și nu le-a spus nimic. N-am cuvinte, cum așa, Irăcica? Nu mai vreau să am așa prieten, mi-a trădat. Cum putea să nu ne spun așa ceva, e atât de important asta? Cel mai frumos, ne. Cel mai inteligent, ne. Uite ce tricou are, vai, gulerul nearanjat, vai. Și cofură, ce cofură. Da. Nici nu-i stă așa ceva și ochelea mi se țică. Uite ce ureche are, uite ce nas. Am înțeles eu ce trebuie de făcut. Pune așa. Ce trebuie de făcut? Tu știi ceva? Ai un plan? Am un plan. Uite-te la mine. Este roșu. Uite roșu. Ne, uite și asta e buze. Uite așa trebuie să fie. Mă ți fac ceva mai drăgălaș cu roșu? Da. Ceva mai drăgălaș, uite așa. Uite așa trebuie să fie buze. Bățic, de ce n-a făcut bățic? Vai. Și fără ochelari eu nu înțeleg. Inteligentul nostru, dar trebuie să citească multe cărți. Are vederea scăzută, vai. Da. Așa, niște ochelari. Vai de mine. Nici ochelarii măcar nu sunt frumoși. Nimic nu-i stă. Da. Și nu înțeleg unde păr. Vai. Poate fac și mustiață. El doar este serios la noi. Da, un bărbat serios. Bărbat? Fashion. Da. Tot trebuie să fii la mode. Hai să facem și breton. Da, stai. Părul creț. Da, uite așa. Hai să facem niște urechi mai mari, să aud mai bine. Când îi spune ce să vorbească. Da. Uite așa. Frumosul nostru. Andrei. Da. Ce mai mare. Să facem mare și tare, tot timpul. Nici când nu vroiam să fiu prietenă cu el. Vai, prieten se mai numește. Nouă, nimic nu ne-a spus, bine că eu mereu tot aflu. Nas. De să-i aranjăm. Da, nasul, trebuie să fie nasul mai mare, asta ce-i nas? Poftim. Vai, așa este un trădător. Iată cine este el. Nu este un prieten adevărat. Eu chiar nu înțeleg. Ce au găsit ei în Andrei? Trebuia pe ține sau pe mine să mă aleagă? Eu tot nu înțeleg. Noi eram să ieșim mai bine pe fotografii decât Andrei. Da. Da, eu să te ajut. Vai, să facem niște sprâncene mai mari ca să zboare de aici mai departe. Da. De noi să nu-l mai vedem. Frumos. Ce? Spun că el este frumos? Vai! Mai ceva cu o fetiță? Cu un părnuc și buze roșii? Da, și... Nas mare. Da. Frumosule. Măi. Da. Cu
cu așa fața, Andrei, precis o să te aleagă în jurnal cu urechi și nas de elefant. 100%. Da. Andrei? Fetelor, noi doar suntem cei mai buni prieteni. De ce v-ați bătut joc de mine? Uitați-vă ce mi-ați făcut.